Radio Cernăuți în fiecare casă. E bine v-am găsit, stimați ascultători, pe undele postului de Radio Cernăuți, emisiunea Dialoguri Cernăuțene. Avem astăzi o ediție specială, una în premieră, pentru că suntem și pe Facebook. Invitații emisiunii de astăzi sunt Sergiu Dan, președintele Asociației Convergențe Europene, Dmătro Saviuc, membru al Institutului pentru Democratizare și Dezvoltare din Cernăuți, o asociație ucraineană, și Liliana Simionescu, membra a Asociației Convergențe Europene din București, asociații care au colaborat împreună și cu sprijinul centrului Media Book Press, au desfășurat la Cernăuți o campanie de informare stradală despre tragicele evenimente, masacrul de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941, și au desfășurat de asemenea în parteneriat cu asociații din Cernăuți o întâlnire informală între tinerii ucraineni și români pentru inițierea unui dialog social. Îl invităm pe Sergiu Dan, președintele Asociației Convergențe Europene, să ne povestească despre ideea desfășurării și inițierii unei campanii de informare stradală în orașul Cernăuți. Am stabilit că ar fi foarte bine să facem o campanie de informare stradală în care să împărțim pliante în română și în ucraineană cu o scurtă prezentare a ceea ce s-a întâmplat în 1941, când regimul sovietic a masacrat câteva sute, mii, spun unii, de români, dar și alte etnii, ucraineni sau polonezi, ce mai fi fost, pentru simplu fapt că voiau să treacă frontiera nou formată în România. Ieșim cu acele informații în stradă și să informăm nu doar publicul vorbitor de limbă română sau pe românii din Cernăuți, ci și pe ucrainofon sau etnicii ucraineni din regiune și în general din Ucraina, dacă sunt vizitatori prin oraș. Și am vorbit cu Dima, am vorbit cu Liliana, cu cei de la Centrul de Studii Românești, după aceea cu tine. Am reușit într-un timp foarte scurt, împreună cu Liliana, la București, să găsim oameni foarte buni, sufletiști, să ne ofere suport pentru a realiza acele materiale informative. Este vorba despre câteva sute de pliante și insigne pe care le-am distribuit și le vom distribui și mâine la Fântâna Albă în pădurea Darnița, cu informații despre Fântâna Albă, despre ce a fost în urmă cu 76 de ani. Populația din Cernăuți a fost foarte, să pot spun că ne-a primit foarte bine și s-a arătat a fi interesată de acest subiect. Oamenii chiar au citit aceste informații și nu ne-a surprins acest lucru, pentru că suntem primiți tot timpul bine de către comunitatea din Cernăuți, nu contează că este românească sau ucraineană. Și o spun că e un nou început pentru noi, pentru cei din mediul asociativ, dar și pentru relațiile dintre statele noastre până la urmă. Și mai multe detalii vă vor spune și ceilalți colegi ai mei. Dacă... Și acum, Dima, te rog să ne povestești despre cum s-a ajuns să colaborezi cu Asociația Convergenței Europene din București. Доброго дня всім слухачам Радіо Book Press. Доброго дня всім слухачам Радіо Book Press. Дякую за запрошення на ефір. Și acum să traduc, bine v-am găsit, dragi ascultători ai Radio Cernăuți, care este streaming pe Book Press. Bine v-am găsit. Так як я є буковинцем, я румунську мову розумію, однак літературно мені говорити важко, тому будемо працювати з перекладачем. Deoarece sunt bucovinean, este înțeles și înțeleg limba română în mod normal, însă vorbesc mai greu, de ce vor fi tradus în română astăzi. Sergiu розповів уже про заходи, які ми провели, про історію, як ми до цього дійшли від минулого року і в цьому році. Sergiu a povestit deja despre cum ne-am cunoscut și cum am decis să colaborăm anul trecut, anul acesta. І дуже, як на мене, важливою і знаковою подією була вчорашня зустріч молоді України і Румунії. Însă consider că un eveniment important pentru toți a fost întâlnirea de ieri a tinerilor români și ucraineni. Варто відмітити, що мені дуже сподобалась вчора доповідь Олега Козачука.
Mi-a plăcut mult discursul de ieri al lui Oleg Kozaciuk. І він в контексті всього, що говорив, була одна репліка про те, що на сьогодні Україна і Румунія вже відійшли від того періоду давнього залагодження протиріч і суперечок, і на сьогодні ми знаходимося у в позитивному діалогі, в конструктивному діалозі. Dumnealui a declarat că Ucraina și România s-au retras deja din acest discurs al confruntării și al problemelor și se află la faza unui dialog constructiv și eficient. І наша співпраця на рівні неурядового сектору, це можна назвати і публічною дипломатією, вона є яскравим прикладом і доказом того, що взаємовідносини між державами і взаємовідносини на громадському рівні, вони налагоджуються і вони мають перспективу до конструктивізму. Iar colaborarea noastră la nivelul societății civile este o demonstrare a faptului că ne implicăm și noi într-o diplomație civică și contribuim la facilitarea apropierii dintre state, dintre țări. Україна і Румунія є країнами-сусідами, і нас поєднує давня велика історія. Ну, це закономірно для всіх країн-сусідів. Україна і Румунія sunt două state vecine care au o istorie comună, bogată, și este și normal pentru două state vecine. І в історії всіх сусідніх держав є як і позитивні сторінки, так і сумні. І трагедія в Білій Криниці, яка відбулася, ось це перший цей захід, який нас в минулому році об'єднав в співпраці. Евенементиле де ла комеморативе де ла Фонтана Алба de anul trecut ne-au unit cumva și ne-au făcut mai deciși să colaborăm între noi. І дуже приємно, що ми маємо змогу показати спільну позицію молоді України, молоді Румунії в засудженні цих тоталітарних режимів Радянського Союзу, який повпливав на обидва народи, а не шукаємо звинувачення протиріч одне одному. Este important că avem o abordare similară în ceea ce privește condamnarea crimelor comuniste, crimelor regimului sovietic din trecut și nu căutăm vinovați printre noi, printre două popoare vecine. Тому цьогорічна акція, я вважаю, яку ми провели спільно з друзями з Бухаресту, з Асоціацією Європейської конгергенції, з організацією «Букпрес» і нашою організацією «Інститут демократизації і розвитку», вона вдалася, вона позитивна, і ми маємо правильний меседж на покращення подальшому наших міждержавних відносин на громадському рівні. Тому що ми поки що як громадськість відповідаємо тільки за цей рівень. Acțiunea noastră de ieri, organizată de Asociația Convergenței Europene, Institutul pentru Democratizare și Dezvoltare, Centrul Media Bucpres, în colaborare și cu Centrul de Studii Românești, are menirea să apropie statele prin diplomație civică și noi, ca reprezentanți ai ONG-urilor, asociațiilor sociale și culturale, avem această menire să facilităm și să contribuim această încălzire a relațiilor. Ну, надалі я, напевне, передам слово ще Ліліані, вона теж має що сказати. І я акорд кувенту Ліліані. Ліліана Сімеонеску є мембро Асоціації Конвергенції Європейне București. Mi-a plăcut mie personal ieri discursul tău și de încurajare și de motivare a tinerilor privind implicarea civică. Și vreau să spun că este o fericire și pentru noi, cei de la Centrul Media Bucpres, care avem această colaborare frumoasă, deja pot spune. Ziua de ieri a fost ieri și deja este în istorie, să spunem așa. Te rog să ne povestești cum ai fost motivată tu la rândul tău, cred că de Sergiu sau nu știu de cine, să vii în Ucraina, să te implici în această aprofundare a colaborării bilaterale, pentru că ești din România, nu ai rude în Ucraina, sau poate ai și eu, nu știu. În orice caz, ai această menire să te implici și să contribui o dezvoltare în zonele istorice românești din jurul României. Ileana. În principiu, Marin, nu știu dacă știi, dar eu sunt jurnalist de radio de mai mulți ani. Am avut BBC World Service, acolo am învățat meserie, după care Radio France International, unde pentru prima dată am început să merg în comunitățile istorice, fiind invitată la diverse întâlniri cu jurnaliștii din regiunile istorice. Acum câțiva ani l-am întâlnit pe Sergiu, acolo
aici la Cernăuți, practic ne-am întâlnit. Mergând în comunitățile istorice, am înțeles nevoia oamenilor de aici de implicare și de un mesaj de la București. Bucureștiul este destul de departe. Numai zilele trecute ce ne-a luat aproape 10 ore să ajungem aici cu trenul, dar există un tren, ceea ce este bine. Am văzut nevoia oamenilor de aici și ca orice român, ca orice om până la urmă, atunci când vezi o nevoie, simți că trebuie să te implici, simți că trebuie să acționezi. Acesta este și motivul pentru care de mai bine de 5 ani, împreună cu Sergiu, batem, cum să spunem așa, granițele României și Ucrainei și, Republicii Moldova uneori, în ultima perioadă mai puțin, dar poate că ne vom întoarce și Moldova mai mult, în Republica Moldova, am simțit nevoia de implicare cum o fac și acasă. Discursul meu de motivare vine și pentru români și pentru ucrainieni sau pentru orice om care trăiește într-o societate care trebuie să evolueze. Dacă noi nu acționăm și dacă noi nu acționăm acum când avem energia necesară, suntem tineri, putem să facem lucrurile astea, trebuie să venim în ajutorul celor care până acum au menținut comunitatea. Oamenii mai în vârstă care au făcut foarte multe pentru comunitate, dar trebuie să venim să-i sprijinim cu energia, cu noile noastre metode, trebuie să învățăm să colaborăm în norme cu autoritățile, să le cerem voie să facem aici o acțiune, cum am făcut și noi, să fim o punte de legătură între București, între Kiev de cele mai multe ori, pentru că până la urmă suntem într-un stat care ne găzduiește și ne-a găzduit activitatea. Asta a fost implicarea și mesajul pentru tinerii ucrainieni și români care au fost prezenți ieri la întâlnirea noastră de la Cafeneaua Paul Celan, cărora vrem să le mulțumim pentru găzduire. Mesajul este acesta: dacă noi ca tineri nu ne implicăm, atunci nici rezultatele nu se vor vedea. Trebuie să colaborăm cu toți cei care înțeleg că scopul nostru este unul de a ne uni și de a ne înțelege diplomatic, pașnic, fără lucruri divergente care chiar nu își au rostul și să dăm ceva societății. De asta am îndemnat pe tinerii ucrainieni să se implice în promovarea orașului lor turistic, în colaborări prin educație, să vină, să ne ceară solicitări de universități de la București, de la Iași, de la Suceava. Dacă au nevoie de un corespondent în România, noi suntem dispuși să-i ajutăm în orice formă, informativ, cu suport. Este foarte importantă această campanie de explicare și de informare, mai ales că există nu numai necesitatea de a dialoga cu tinerii ucraineni sau de a-i, nu știu, a-i impune sau de a-i stimula, motiva cumva să colaboreze cu românii, și tinerii români necesită o susținere și o consultanță în unele privințe, privind un dialog transparent, sincer sau mai curajos cu autoritățile centrale sau locale și așa mai departe, pentru a soluționa problemele care apar, în primul rând, datorită utilizării metodelor civilizate, să spunem așa. Îl rugăm pe Sergiu să ne povestească mai multe despre aceasta. Știu că ai, în repetate rânduri, în discursurile pe care le-ai avut, spuneai că românii din Cernăuți, chiar și aici la Radio Cernăuți, anul trecut, după o conferință, ai declarat că românii din Cernăuți trebuie să fie cumva mai curajoși în ceea ce privește dialogul cu autoritățile. Da, și o spun din nou. Eu văd că sunt mai curajoși. Dar nu e vorba de curaj, e vorba de, nu știu, inițiativă, și cred că la un moment dat trebuie să realizezi faptul că atunci când intri într-un dialog, că trebuie să intri într-un dialog, nu doar cu autoritatea ucraineană, dar chiar și cu cel de lângă tine, pentru că fără dialog nu cred că poate exista ceva constructiv. Și am spus în dățile trecute că este foarte important să există acest curaj din partea comunității, tocmai din cauza faptului că, sau tocmai ca urmare a faptului că foarte mulți spun că nu au curajul să-și spună în fața autorităților ceea ce îi doare sau problemele pe care le au. Eu am observat că nu există această barieră între mine și autoritate sau între noi ca și grup și autoritate, nici la București, nici aici, nici la Kiev, pentru că am fost și la Kiev de foarte multe ori și am găsit deschidere peste tot. Am avut diverse acțiuni în Transcarpatia, acolo de fapt mi-am format, dacă îi se zic așa, acest curaj, unde fiecare dintre aceste acțiuni a fost autorizată, notificată, deci toate autoritățile cunoșteau ceea ce urmează să aibă loc, erau invitate și erau și prezente la manifestările noastre și am văzut că se poate.
Și am încercat să aduc cumva această metodă, modalitate și aici, în nordul Bucovinei. Și văd că reușim, pentru că ca să organizăm evenimentul de ieri pe strada principală din Cernuț, pe strada pietonală, am apelat la suportul autorităților, am notificat că urmează să facem această acțiune, am primit sprijinul autorităților, am avut polițiști care ne-au asigurat buna desfășurare a manifestării noastre. Și totul a fost în regulă. Și aș vrea să adaug eu că este important să menționăm aceste lucruri, având în vedere că în România, din păcate, din lipsa informării, există niște stereotipuri despre regiunea asta și cumva trebuie să clarificăm și poate că ăsta e momentul, dat fiind că suntem aici. Trebuie să trecem peste niște bariere pe care le avem și să trecem peste acele informații pe care le știm noi despre Cernăuți, despre Ucraina. Lucrurile s-au schimbat. Dacă suntem... dacă suntem corecți, niciodată, ni se va spune că avem nu știu ce intenții sau așa. Și atunci asta vrem să spunem. Pentru cei de la București, care probabil că ne văd pe paginile noastre și așa, pot veni oricând la Cernăuți. Dacă ai un pașaport, există un tren, poți să vii, poți să activezi aici, poți să ajungi comunitatea foarte, foarte ușor. Noi, ca să facem acțiunea de ieri și alaltă, am fost susținuți de prieteni dragi care ne-au făcut designul de pliante, alții ne-au ajutat cu printarea pentru că am găsit, să spunem, un fel de sponsor, deși ne sunt prieteni foarte apropiați. Deci, dacă vrei să te implici și vrei să îmbunătățești anumite relații, între state, între oameni până la urmă, că eu aș disocia statele, că deja în momentul în care spunem state, ne separăm. Eu zic că relațiile între oameni, indiferent de naționalitate și etnie, pot avea o cale comună dacă acționează și dacă au un sentiment sincer, dacă vor să facă ceva corect și sincer, adică să nu aibă niciun interes de altă natură. Iar Cernăuțul este un loc foarte frumos pe care noi de fiecare dată când venim aici am fost primiți și, bineînțeles, am primit foarte mult suport din partea Consulatului General al României aici, care este foarte activ și întotdeauna am găsit deschidere pentru acțiunile noastre, am notificat înainte, vrem să venim, să știe toată lumea ce facem, adică nu venim așa într-o țară și ne punem în piața centrală și facem o acțiune ca să creăm nu știu ce. Nu asta și a fost totuși scopul. Acțiunea de ieri, mă refer la acțiunea stradală, a fost o demonstrare a faptului că se poate de făcut ceva oficial, în regulă, și chiar domnul ministru consilier din cadrul Consulatului General al României la Cernuți, Ion Elivan, a transmis participanților de ieri la întâlnirea tinerilor salutările și felicitările domnului primar Osica Spruc, care a fost foarte bucuros de acțiunea pe care am organizat-o. Deci pot fi făcute, trebuie și aceste stereotipuri undeva și bariere trebuie ocolite și stereotipurile lichidate odată și odată. Exact, și cu atât mai mult, Marian, pentru că acțiunea a fost făcută de entități din Ucraina, din România, de la București, tu de aici, din Cernăuți, care ești etnic român, Dima, care este fix ucrainian, cum să spunem așa pe românește, Centrul de Studii Românești, Liuba, care este vorbitoare de limba ucraineană și puțin vorbitoare de limba română, deci cumva am reușit să facem acest amestec de bine între etnii, să zicem așa. Deci este un pic altfel față de ceea ce se făcea înainte, pentru că noi tocmai de aceea suntem foarte mulțumiți de colaborarea pe care o avem cu organizația pe care o reprezintă Dima, el fiind ucrainean, este o organizație ucraineană și automat ceea ce facem noi nu duce doar la îmbunătățirea situației românilor din regiune, ci la îmbunătățirea relațiilor româno-ucrainene, la a cooperării bilaterale. Și cred că este mult mai important să lucrăm în această direcție, pentru că dacă aceste două relații vor fi în regulă, și comunitatea românească va duce mult mai bine. Ne scrie Mariana Struț, jurnalist bucuresc care ne ascultă în momentul de față. O interesează pentru interesul ei jurnalistic, în primul rând. Întrebare către toți participanții la această emisiune în direct la Radio Cernăuți și în Facebook, la fel suntem în direct video. Ce v-a făcut să abordați problema masacrului de la Varnesa Fântâna Albă? Se referă la acțiunea stradală de ieri. De ce Fântâna Albă, dar nu altceva? Că putem promova sau comemora multe alte lucruri frumoase și este doar utile. Un început. Această campanie de informare stradală este doar un început. Sper să ajungem să ne promovăm orașele, să distribuim flyere despre potențialul turistic al orașelor noastre, Cernăuți, București sau alte orașe din țările noastre. Însă am considerat că este foarte important să vedem cumva ce ne unește și din punct de vedere istoric.
pentru că acele evenimente de atunci ne-au afectat pe ambele părți, și pe români, și pe ucraineni. Contextul istoric a fost acela, îl cunoaștem cu toții. Și trebuie să ne cunoaștem între noi, să știm ce ne unește, ceea ce ne leagă. Și cred că populația deja este informată și putem să continuăm, bineînțeles, în această direcție, dar să recurgem și la alte subiecte pe care am putea să le abordăm. Și în plus, Marin, se spune că, în general, oamenii sunt mai uniți atunci când suferă și cred că poate că evenimentul ăsta, care nu e foarte cunoscut în România, poate că trebuie să informăm mai mulți oameni. Voi aici în regiune știți, pentru că bunicii și străbunicii voștri au fost afectați, v-au povestit despre asta, dar asta spun, cred că un eveniment atât de tragic și de dureros, exact cum se numește și sloganul acestui eveniment, o pagină tristă din istoria Bucovinei, exact cum spunea și Sergiu, a afectat ambele națiuni, dar lucrurile astea nu erau cunoscute și poate că ucrainienii nu știau că printre victimele de acolo au fost și... Vreau să spun mai mult în pofida faptului că deja de zeci de ani, 20 și ceva de ani, presa românească din Cernăuți informează despre evenimentele de la Fântâna Albă. Spre marea mea mirare, mulți tineri habar nu au, români, etnici români, despre Fântâna Albă, sau au auzit ea doar ca un titlu de ziar, care nici nu l-am mai citit ce scrie acolo, din păcate. Așa este și nu trebuie să omitem sau să ascundem sau să încercăm să evităm următoarea chestie. Cu toții suntem conștienți că până în urmă cu câțiva ani nu era atât de simplu până la urmă să organizezi inclusiv acele manifestări la Fântâna Albă. Da. Autoritățile erau altele, acum sunt altele, sunt nu că mult mai deschise, sunt deschise, sunt așa cum ar trebui să fie într-un stat european, noi asta simțim. Și nu are, adică merită să profităm în sensul bun a cuvântului de această deschidere din partea autorităților și să informăm populația despre anumite subiecte sau să colaborăm cu populația, indiferent de etnia ei. Și acum să trecem la invitatul nostru, care va vorbi în limba ucraineană în premieră la Radio Cernăuți. Vreau să amintesc ascultătorilor noștri că Radio Cernăuți este un radio care poate fi... poate fi ascultat accesând site-ul bookpress.eu sau în TuneIn puteți să găsiți linkul Radio Cernăuți pe paginile partenerilor noștri care au preluat streamingul Radio Cernăuți. Mă refer la Euromedia Bucovina, pe TalkPress de asemenea găsiți linkul direct pentru a audia emisiunile Radio Cernăuți, Valea Prutului, ascultați Radio Oro, ascultă Live Radio și multe alte care au preluat streamingul nostru și le mulțumim partenerilor noștri pentru această colaborare frumoasă. Vă rog, de asemenea puteți viziona video-ul nostru în direct, la fel în premieră astăzi, pe paginile noastre personale a celor prezenți în acest studio la Radio Cernăuți. Și să trec la întrebarea care am promis-o. Și întreb o secundă, să nu îți mai întreb ceva pe Dima, pentru că văd că cineva scrie acolo pe Facebook o întrebare adresată lui Dima, dar îl adresești tu după. O întrebare pentru reprezentantul OG-ului din Cernăuți, Saviuc. S-a schimbat percepția ucrainenilor din Cernăuți despre relațiile cu România, cu românii în ultima vreme și dacă sunt necesare mult mai multe activități comune în acest sens? Întrebarea vine de la Tatiana Bernevec, pe care o cunoaștem, un expert politic din România, originară din regiunea Odessa. E o prietenă de asociațiilor noastre. Da, cam aceeași vreau să întreb și eu. Ce s-a schimbat în viziunea ucrainenilor referitoare la români, la România? Так, скажи мені українською, щоб я... Що змінилося у сприйнятті українців, румунів та румунів? Сьогодні на цьому ефірі і Ліліана, і ти, Марін, сказали одну важливу річ про те, що і в Україні, і в Румунії багато поколінь, або навіть останній час, це наша історія, живуть у, скажи мені, у штучно надуманому чомусь просторі. Так. Ми багато не знаємо один про одного. Що змінилося? Змінилося... Я зміни поки що бачу на краще. За ці 2-3 роки, що ми співпрацюємо з Серджіо, з його організацією,
Ми намагаємося донести, що і українці, і румуни, особливо прикордонні, нас немає чого ділити, у нас є спільна історія, і ми цю спільну історію повинні демонструвати, показувати і позитивні сторінки пропагувати, а там, де є, наприклад, як питали, було попереднє питання про білу криницю, про трагедії, а такі сторінки сумні пам'ятати. І тільки на такому, в такому ракурсі у нас буде в майбутньому позитив. І буде... Încerc să fac o sinteză a ceea ce a spus, prima. În primul rând, oaspetele nostru spune că sunt unele schimbări și vede doar schimbări pozitive în ceea ce privește percepția, mai ales a tinerilor ucraineni, referitoare la români și România. În viitor ar trebui tot ceea ce era negru, negativ, să fie uitat, să fie lăsat undeva la o parte în istorie, iar ceea ce e bun, ceea ce ne unește, vecinătatea, istoria, în baza acestor lucruri comune trebuie să construim în continuare relațiile noastre. Și ce dușe важливо, це треба позбуватися стереотипів, в яких жили наше суспільство, громадськість цих двох держав, тому що ці стереотипи, вони зазвичай вони штучно нав'язані і вони спрямовані на деструктив, на те, щоб внести якесь яблуко розбрату між нами. De asemenea, trebuie să ne izbăvim odată și pentru totdeauna de stereotipurile care sunt în dialogul între români și ucraineni. Aceste nu sunt deloc productive, nu au nimic, nu aduc nimic bun și mai întotdeauna determină conflicte sau situații apropiate de conflict. І наша вчорашня акція яскраво демонструє про те, що можна знаходити спільну мову і потрібно її знаходити, можна робити спільні акції, можна покращувати життя нашого суспільства між державами. Iar acțiunea noastră de ieri este o demonstrare a acestui fapt, că putem colabora, putem avea un dialog, putem fi aproape și putem contribui la apropierea dintre statele noastre. Iar acum, Dima, mă rog, mă ierți că te întrerup, o întrebare din mai mult din bucătăria ONG-urilor ucrainene. Ce știu reprezentanții ONG-urilor ucrainene despre ONG-urile românești? Știu ceva sau... După акціонія де єр, що за спона ша. Я не можу говорити за всі організації українські, я можу говорити за, ну, за організацію, яку я представляю. Що ми знаємо про румунські організації? Ну, принаймні, наша співпраця з румунською організацією показує, що знаємо вже немало. У нас є друзі в Бухаресті, ми проводимо разом з Центром румунських студій міжнародні конференції, куди запрошуються і приїжджають різні організації неурядові, не тільки з Румунії, навіть і з Молдови приїжджають. І у нас там є теж друзі, контакти. Тобто, що головне бажання. Коли є бажання, тоді з'являться і знання. От. І тому я можу констатувати, що при наявності бажання, знання щодо румунських організацій, щодо їхніх лідерів, вони є, є позитивні контакти, є позитивні напрацювання. Я так думаю, що на майбутнє ми будемо йти тільки вперед. Ну, пот ворбі дін нумілі тутурор організаціялор нон-гувернаменталі Україні, пот спуне деспре organizația din care fac parte și pe care o conduc. Cunoaștem organizații românești din România și de aici, ne străduim să-i cunoaștem mai mulți. Împreună am realizat și proiecte frumoase în colaborare cu Centrul de Studii Românești din cadrul Universității Naționale Iuri Fetkovici din Cernăuți. Ne vom strădui să lucrăm în continuare în această direcție. Vrei să spun ceva, Lilia? Da, mă gândeam la ce spunea Dima și poate cu ocazia asta și prietenii mei noștri de la București vor vedea interesul vostru de aici pentru colaborare și mesajul pe care noi îl vom duce de fapt acasă este acela că vom încerca să găsim alți tineri implicați, la fel ca noi, ca voi, să vă susținem așa cum putem. Resursele de cele mai multe ori par o piedică în aceste tipuri de proiecte, însă dacă există voință și dacă facem atât cât putem, dar important este să facem ceea ce facem să fie bine, putem să oferim suport în diverse moduri și asta și vreau să mergem la București și să implicăm cât mai mulți oameni în ceea ce înseamnă acțiunile de aici, din Cernăuți, din Transcarpatia, poate din regiunea Odessa, unde noi avem acolo contacte și unde am mai făcut altfel de activități. O să intervin un pic, tocmai ce vorbeam cu
cu Dima. În urma întâlnirii de ieri sau în cadrul întâlnirii de ieri cu tinerii români și ucraineni din Cernăuți, am stabilit că ar fi foarte bine și util să înființăm un grup pe Facebook, deocamdată între cei care am participat la acel eveniment informal, un grup în care să dezbatem diverse subiecte de interes comun. Și cred că primul lucru pe care o să-l analizăm și să-l punem în practică în cele din urmă o să fie o deplasare la București sau la Cernăuța unui grup de aici și de acolo, pentru că am observat că există această posibilitate și anume se ajunge foarte ușor deja cu acel tren cu care am venit noi cu Liliana din București până la Vadul Siret și de acolo să preia cineva călătorii care vin din București și invers, dacă vine cineva la București într-o excursie, vor fi preluați de către noi, de către alți voluntari sau prieteni de-ai noștri, le vom arăta Bucureștiului, le vom face cumva să cunoască societatea românească de acolo, din București, și același lucru vrem să-l facem și cu românii din România, din București, să-i aducem la Cernăuți și cei de aici, voi de aici, să-i preluați, să ne preluați, să ne arătați Cernăuți și să ne promovăm orașele noastre, cultura, tradițiile și așa mai departe. Pentru că am ajuns într-un moment în care se poate face acest lucru și este foarte util. În plus, așa zăgoa, pentru cei care vor să vină în România, ei pot vedea și evoluția României în Uniunea Europeană. Pentru că e foarte important, Ucraina nu este în Uniunea Europeană și pot vedea diferențele, evoluțiile. Ce înseamnă o țară care face parte dintr-o construcție, ce înseamnă noile reguli la care noi a trebuit să ne adaptăm. E drept că poate nu suntem cel mai bun exemplu, dar suntem totuși un exemplu și se văd. În România eu consider și cred în continuare că diferențele se văd foarte tare, iar tinerii studenți, tinerii ucrainieni pot vedea ce înseamnă să evoluezi ca societate, să te implici ca societate. Practic, așa suntem și noi. Ne implicăm pentru că, într-adevăr, vrem ca societatea noastră să evolueze. Lăsăm politica la o parte, lăsăm toate lucrurile pe care le știm, putem să facem într-un mod curat și sincer niște pași către o societate mai bună. Liliana spunea și bine că am accentuat că lăsăm politica la o parte, din alt punct de vedere, noi tot timpul după ce avem o reușită sau să zic o, nu știu, o nereușită, dar nu s-a întâmplat în proiectele noastre, avem curajul deja, pot să spun în ghilimele, de a sugera autorităților și din România și din Ucraina prin partenerii noștri ce trebuie să facă în așa fel încât societăților noastre să le fie bine sau să le fie mai bine, să consolideze această cooperare. Așa vom face și acum când ne vom întoarce la București. Vom încerca să avem discuții cu oficialii de acolo, să le sugerăm să facă niște lucruri concrete pe care noi le vedem posibile. Vă ascult atât de convingător vorbiți, cu toate că împărtășesc și eu aceleași idei atât de fluid și convingător încât cred că dacă m-aș retrage s-ar desfășura emisiunea de la sine. Am impresia. Glumim. Vreau să, de asemenea, vreau să, ar fi cred că la fel un subiect de discuții. Ați ales acum, mai ales v-ați concentrat pe zona Cernăuți, uh-huh. Ați avut evenimente frumoase recent și în Transcarpatia, am urmărit pagina Asociației Convergenței Europene și știrile care se referă la activitățile recente ale asociației. Mai multe detalii ar fi fost interesante pentru ascultătorii noștri. Care au fost acțiunile desfășurate în Transcarpatia și care au fost și în Odessa și dacă au fost găsiți în Transcarpatia și în Odessa parteneri la fel de nădejde ca și cei din Cernăuți, să spunem așa. Sigur că da. Eu o să mă refer la Transcarpatia, pentru că sunt originar de acolo, din satul Apșa de Mijloc, și o să rog pe Liliana după mine să vorbească despre Odessa, pentru că știu că este o zonă foarte dragă ei. Și o să menționez scurt că am avut multe proiecte în Transcarpatia. În urma mai multor vizite acolo și în urma mai multor discuții cu profesori și elevi din zona respectivă, s-a înființat în urmă cu câțiva ani un euroclub la Apșa de Mijloc. Cu acel euroclub am reușit, sau ei, cu sprijinul nostru și al consulatului României până la un moment dat când nu aveam consulat la Slatina, au reușit să organizeze multe, foarte multe seri culturale în care au invitat elevi și studenți, profesori și autorități, oficiali din România sau persoane neoficiale din România și din Ucraina. Asta unul la mână. Am reușit anul trecut cu Liliana și
Claudiu Barotă, un prieten foarte bun de-a nostru, care ne-a sprijinit, cred că și peste puterile lui la un moment dat, și a făcut posibilă apariția, să zic așa, a lui Mihai Eminescu, sau prezența deja a lui Mihai Eminescu în școala din Apșa de Mijloc, de unde sunt eu, a ascultat un bus al lui Mihai Eminescu. Și atunci am considerat că ar fi foarte bine dacă nu am duce doar cultură românească acolo, și l-am duce și pe Taras Șevcencu, corespondentul lui Mihai Eminescu în partea cealaltă ucraineană. Am reușit să facem și acest lucru și deja în holul mare al școlii, pe care noi l-am numit holul de onoare, se află busturile cele două, busturile celor doi mari poeți, ucrainean și român. Sunt foarte multe acțiuni pe care le-am făcut acolo și de Ziua Europei. Sunt inițiative din partea lor în acest sens să mai organizăm evenimente culturale. Ce am mai făcut acolo? Am făcut donație de carte, donație de tehnică IT, concurs de eseuri anul trecut, anul acesta. Cam asta e. Nu mai zic de primii noștri ani de activitate ai asociației, în care am adus zeci de tineri și profesori, am uitat, deși acum am dat seama că e foarte important, la București, în cadrul unor școli de vară. Cred că am făcut 3 sau 4 ediții la mare. Pe undeva am facilitat accesul multor tineri în diverse tabere organizate de stat român, tocmai ca urmare a dialogului nostru cu autoritățile din România. Dar și site-ul TalkPress la fel are o menire informațională care acoperă aceste zone într-un fel. Da, TalkPress de acolo și vine. T de la Transcarpatia, O de la Odessa, cât de la Cernăuți. Și cu acel site, o mână mică de oameni sau un deget de la o mână, reușim să facem cumva mult mai mult decât un ziar național, dacă e să ne raportăm la... Dacă ne raportăm la conținutul informațiilor publicate. Exact, așa. O spun asta... eu dacă nu spui tu. Da, tu știi mult mai bine. Deci asta este despre Transcarpatia. Liliana, despre Odessa poți să spui? Despre Odessa este o acțiune mai specială pe care, de fapt, noi am început-o. Odată cu concursul de eseuri am ajuns la Odessa. Și am fost foarte surprinși de cât de izolată e comunitatea de acolo, sau eu așa personal o percept, o comunitate care e un pic mai departe decât Cernăuți, un pic mai departe de România, sunt două granițe până la urmă pe care noi ar trebui să le trecem să ajungem acolo, și am găsit o nevoie foarte mare de carte, deci carte de limbă română, o lipsă mai bine zis, pentru copii, și am reușit anul trecut printr-o campanie Acces la Educație, sprijin pentru școlile din Ucraina, să dotăm școala din Frumușica Veche cu cărți, am dus calculatoare, am dus un videoproiector, tehnica IT, cum spunea și Sergiu, și acolo, după un an de zile, sunt foarte bucuroasă să primesc încă mesaje și primim, de fapt, pe căsuța asociației mesaje de la profesorii de acolo, doamna Zinaida Pinteac, în care vedem cum copiii de etnie române sunt acolo și folosesc cărțile noastre, biblioteca e plină tot timpul, fac acțiuni acolo, și asta spun, pentru regiunea Odessa, donația de carte și calculatoare a fost poate mai mult decât necesară. Intenționăm să facem evenimente în viitor, e mai greu de ajuns acolo, nu avem un tren direct, din păcate, dar ce se întâmplă în regiunea Odessa probabil că trebuie să fie un semnal de alarmă pentru autoritățile din România, pentru că dacă la Cernăuți se ajunge mai ușor, dacă există foarte multe acțiuni aici care se întâmplă, dacă în Transcarpatia se spune că problema limbii nu este atât de stringentă, în regiunea Odessa comunitățile sunt izolate și din cauza distanțelor foarte mari, infrastructura lipsă, situația economică e destul de problematică, și atunci de asta pentru mine este o misiune personală să continuăm relația cu comunitatea românească din regiunea Odessa, să își asume, să învețe să-și asume că ei de fapt vorbesc limba română și nu acea pseudo limbă, sau nu știu cum să-i spun, moldovenească, pentru că încă e o problemă, din păcate, comunitatea divizată acolo, iar o informare cred că trebuie făcută la nivel mai mare în regiune. Exact. Și atunci, da, regiunea Odessa este un obiectiv al meu personal și al asociației noastre să încercăm măcar o dată sau de două ori pe an să ajungem acolo cu suport. Despre Odessa pot să spun, am și eu cifre care se referă la bucătăria internă a Bucpresului, dacă cititorii și ascultătorii noștri sunt tot mai mulți în Transcarpatia în ultima vreme, atunci în Odessa puțini, foarte puțini. Am impresia că doar jurnaliștii români sau liderii culturali mai
vizionează sau citesc sau se interesează în orice caz de știrile culturale din Cernăuț, nu numai din Cernăuț, publicăm și despre Odessa. Cu adevărat este o situație mai complicată acolo și necesită o implicare mai serioasă a autorităților românești inclusiv, posibil și prin intermediul consulatului care există acolo, și ne-am dorit un lucru mai serios, o activitate mai serioasă în această privință. Să revenim la evenimentele de ieri pe care cu inspirație le-am desfășurat împreună. Vreau să spun că unul dintre efecte le-am și simțit aseară când am avut un dialog foarte frumos cu un reprezentant agenției AS și că am și stabilit unele puncte de vedere comune și paradoxal însă a fost necesar să vină cineva de la București ca să facă legătura dintre doi cernăuțeni, un român și un ucrainean, doi jurnaliști care au toate puncte comune. Interesant, paradoxal, însă lucrează. În acest context aș vrea să-l întreb pe invitatul nostru Dima Saviuc, cu care asociații non-guvernamentale românești de aici și-ar dori să colaboreze în continuare. E bine, cu Bucpres e deja n-are încotro, trebuie să colaboreze, dar cu alte, ai aflat alte asociații ieri cu care ai putea să colaborezi? Цікаве запитання. Якраз вчора ми його обговорювали на зустрічі з українською і румунською молоддю в центрі Целана. Exact despre asta am discutat ieri la Centrul Literar Celan, în timpul întâlnirii dintre tineri ucraineni și români. І якщо я не помиляюся, якраз це ти, Марін, і сказав був таку тезу про те, що у нас є трошки ось неузгодженість у діях якраз організацій румунських України і українських урядових, тому що у нас мала співпраця. Я з тобою погоджуюсь. S-a vorbit ieri, am vorbit și eu și alți participanți că există o anumită neclaritate în ceea ce privește activitățile asociațiilor non-guvernamentale de aici, din Ucraina și din România. І окрім Букпрес, з яким ми вже в силу нашої товариськості вже співпрацюємо давно, і Центр румунських студій, по суті, інших ділових контактів між неурядовими громадськими організаціями у нас не було до вчорашнього дня. Până ieri, până la întâlnire, în afară de Bucpres, cu care colaborăm și cu Centrul de Studii Românești, în afară de aceste două asociații, nu am avut alte contacte așa active, să spun. Ми говоримо в даному випадку про румунські організації України, так? Vorbim despre asociațiile din Ucraina. І я маю велику надію і сподівання, що результатом вчорашньої нашої першої зустрічі, вона не буде останньою, буде покращення діалогу не тільки нашої організації. Тут зараз мова йде не про Інститут демократизації та розвитку тільки єдиний, а взагалі будь-якої української організації з організаціями румунськими України. Це необхідно, і у нас є радужні і прекрасні перспективи на співпрацю і на міжнародному рівні. Vorbim nu numai despre asociația mea, despre toate asociațiile ucrainene care sperăm că își vor găsi parteneri în zonă, în Ucraina, chiar și în România, și sper foarte mult și cred în acest fapt că nu este un lucru fantastic, ci foarte și foarte real. Тому я вважаю, що вчорашня зустріч і вчорашня наша ініціатива як спільна активність, вона повинна продовжуватися і на майбутнє, і вона не повинна бути останньою, тому що тільки спільно, тільки при наявності при відсутності конфронтації можна досягати хороших результатів у нас на Буковині і на міждержавному рівні разом. Буковина в даному випадку, я маю на увазі не тільки Чернівецьку область північну, а всю Буковину. Inițiativa de ieri trebuie să continue în cadrul altor ediții pentru a colabora, pentru a dialoga, pentru a implica cultural și civic Bucovina, nu numai nordul Bucovinei, în genere Bucovina istorică, în acest dialog al tinerilor și așa mai departe. Și sunt de acord cu Dima, cu tine, pentru că cu adevărat avem nevoie de mai multă comunicare. Și cum spuneau și filozofii greci, apare conflictul acolo, nu există comunicare. Cu adevărat, ce s-a demonstrat ieri, și sperăm foarte mult că se vor găsi în diferite formule, formate, colaborări ucraineană-române aici. De exemplu, pot să vorbesc de presă,
Mult timp ne-am simțit izolați cumva, existând surse electronice, mass media electronice, cum ar fi Bucpress sau alte site-uri românești, care au politica lor editorială, există izolat de site-urile care sunt în limba ucraineană de aici. Primele semne de primele contacte având loc recent, când, de exemplu, un site ucrainean a preluat știrea noastră traducând-o, fiind interesată pentru ei, și procesul a început așa timid, însă sper foarte mult că până la urmă se va integra, va apărea un spațiu informațional ucrainean-român și asta este important. Sau existând diverse paradoxuri informaționale când are loc evenimentele de comemorare sau de marcare, aniversare a zilei Eminescu și presa ucraineană nu scrie nimic despre asta. Și invers, despre Șevcenco la fel, poate nu s-a scris. Deci sunt lucruri care trebuie odată și odată discutate și puse normal, în ordine normală. Правильно, от якраз я хотів і додати от те, що Марін зараз сказав, що тільки за відсутністю діалогу і за відсутністю конструктивної співпраці існують можливості для якихось невідомих третіх сил вбивати якийсь клин протиріч. За нормальної ефективної комунікації між українськими організаціями, румунськими нашого краю, між пресою так само, такі спроби завжди будуть потерпати фіаско. Cu adevărat, în absența comunicării, în absența dialogului, apar diferite terțe părți care încearcă să certe cumva, să inducă conflict, să aducă diferite neînțelegeri aici la noi și în altă parte și apar conflicte așa artificiale, anume din motivul absenței de comunicare și trebuie să promovăm această comunicare sau să o motivăm. Mersi mult pentru această explicație. Chiar este foarte interesant acest dialog al culturilor și al artelor și al generațiilor. Iar acum, Sergiu, te rog să ne mai povestești despre Transcarpatia. Se discută și la București uneori despre cumva trei comunități românești. Am auzit formule în presă. În Transcarpatia, în Cernăuți, în Odessa, de parcă n-ar exista o comunitate românească în Ucraina sau o dorim noi, numind o comunitate românească din Ucraina. Și într-un interviu am auzit că ai făcut o comparație între cele trei părți românești sau cum elemente românești din Ucraina. Care este viziunea ta? Avem o comunitate românească în Ucraina? Sigur că da, avem o comunitate românească împărțită în trei. Ceea ce nu e bine și nu este normal. Dar este comunitate. Este o singură comunitate. În Ucraina nu există altceva decât comunitate românească, deși în regiunea Odessa marea majoritate se declară în ghilimele moldovenească. Sunt cei de noștri, vorbim aceeași limbă, însă tocmai din cauza tocmai întorcându-mă un pic la ceea ce spunea Leana mai devreme, că infrastructura proastă, nu există foarte multe legături între Odessa și România, eu acum o să spun că nu există foarte multe legături între comunitatea românească din Cernăuți cu cea din Odessa și din Odessa cu cea din Transcarpatia și tot rotindu-ne ajungem la concluzia că nu există o legătură între cele trei și atunci da, avem o singură comunitate împărțită în trei. De câte ori am fost la Odessa, ne-au spus profesorii și elevii de acolo că și-ar dori foarte mult să vadă munții, să vadă pădurile, ceea ce ei nu au. Au mare. Bun, Transcarpatia nu are mare, dar își permit cumva să ajungă la mare, să zic, în România sau în alte părți, sau în Ucraina. Și ne este foarte greu nouă ca ONG să organizăm o deplasare, o vizită cu un autocar a tinerilor de acolo în Transcarpatia sau la Cernăuți, pentru că noi avem resursele limitate, dacă le avem. În schimb, am apelat tot timpul la autorități să facă în așa fel încât să rezolve această problemă. Uneori s-a putut, alteori nu s-a putut, uneori s-a dorit, alteori chiar nu s-a dorit. Și prin ceea ce facem noi, prin proiectele noastre, încercăm cumva să vorbim la Cernăuți despre Transcarpatia și Odessa, la Odessa despre celelalte două comunități și în Transcarpatia la fel. Și în ultimii, nu știu, 3, 4 sau 5 ani, cred că cele trei părți ale comunității românești se cunosc cumva între ele sau știi cum, te cunosc din auzite, se mai spune așa. Da, da. Se întâmplă și în cazul comunității noastre împărțite în trei din regiunea Odessa, din Ucraina, din cele trei regiuni. Dar, sigur, nu există trei comunități, o comunitate împărțită în trei. Care am dorit să o integrăm, la urma urmei nici nu există o legătură geografic de infrastructură normală. Asta e foarte greu și noi din Cernăuți în Transcarpate cu greu ajungem în ciuda
obstacolelor geografice, da, și infrastructurii, care și aici ar trebui să fie o idee pentru viitoare proiecte, nu știu, transfrontaliere europene, transregionale, cu infrastructura care va salva nu numai legătura dintre membrii unei comunități românești, dar în genere infrastructura de business din zona aceasta, exact, din păcate. Așa cum avem nevoie de oameni care să știe să facă bine în cadrul unor proiecte, la fel avem nevoie de oameni care să știe să facă bine în instituții. Adică avem nevoie de autorități competente, profesioniste și la Chiev, și la București, și la Cernăuț, și la Suceava și peste tot. Pentru că dacă nu vom avea la nivel oficial acest element, nu se vor schimba foarte repede sau nu se vor schimba mult lucrurile. Oricum vreau să mai adaug și eu ceva față de anii trecuți, nu știu cât timp mai avem sau dacă sunt și alte întrebări, văd o schimbare foarte mare și văd, acum oricine poate să vadă pe Facebook ce se întâmplă, de exemplu, la Cernăuți. Poți să cauți și să urmărești activitățile consului general de aici, care e foarte activ, poți să cauți, să urmărești activitățile ambasadei României la Kiev, care în ultima perioadă sunt foarte încântată de cât de activ sunt și cât de multe lucruri fac. Nu știu, ori le văd eu mai des sau ori sunt mai vizibile acum, poate că făceau și înainte, dar vin diplomați care ne ajută pe noi în ceea ce facem și cumva așa trebuie să fie și pentru comunitatea ucraineană din România, ca diplomații de aici, ca diplomații ucraineni din România, să fie activ, să-și susțină comunitatea mai mult, așa cum fac cei ai noștri de aici din Ucraina și nu numai din Ucraina, din Europa, de oriunde din lume. Atunci când, cum spunea Sergiu, autoritățile sunt deschise la dialog cu societatea civilă și nouă ne este mai ușor, îi ajutăm și pe dânsii, ei ne ajută pe noi să fim aici în siguranță și, pe de altă parte, mai este un singur lucru. De foarte multe ori, autoritățile, diplomații sunt au niște reguli pe care trebuie să le respecte. Nu pot ieși, de exemplu, din țară, nu pot, adică au anumite reguli pe care ei nu le pot face, dar atunci noi, societatea civilă, trebuie să venim acolo unde autoritățile nu au loc de mișcare și să venim cu lucruri pozitive, să ne susținem și să facem un angajament comun pentru, exact cum spuneam, pentru binele societății și nu e vorba de nici de țară. Suntem, stimați prieteni, la final de emisiune la Radio Cernăuți, în premieră dublă cu un invitat care vorbește ucraineană și eu îl traduc și la fel pe Facebook în premieră și sunt și eu cumva sfiit, copleșit că nu numai mă aude, dar și mă vede lumea, înainte având mai multă libertate să umplu, să dau din coate, vorba filozofilor. Un gând la final de emisiune, un gând pentru ascultătorii noștri, pentru românii, pentru ucrainenii din Cernăuți, din România. Un mesaj care cum își dorește, ce aș dori să spună acum, cât mai durează această emisiune. Liliana. Exact cum am spus și la întâlnirea cu tine de ieri, diplomație, implicare și acțiune. Cam astea sunt cele trei linii pe care noi putem merge. Celor de la București le spun că pot veni oricând la Cernăuți dacă au un pașaport și îi invităm alături de noi dacă vor informații. Le mulțumesc autorităților. Trebuie să colaborăm dacă vrem să evoluăm. Cam asta este gândul meu. Ну, на сам кінець, я погоджуюсь зі всім, що сказала Ліліана. Я підтверджую, що саме тільки співпраця, позитивний досвід і позитивні думки, вони це ті стовпи, які будуть тримати у спокої нашу громаду і українську, і румунську в Чернівцях, і дозволять нам переймати найкращий досвід країн Євросоюзу, то Румунія є країна Євросоюзу. От я думаю, це наше майбутнє. Sunt de acord cu Liliana, adevărat, dialogul și comunicarea, cooperarea sunt acei piloni care cimentează relațiile dintre noi, dintre societăți, dintre state. Trebuie să comunicăm, să colaborăm mai mult și, la urma urmei, spune Dima și foarte bine ceea ce a precizat, să preluăm și noi, cei din Ucraina, unele standarde, norme sau, mă rog, ceva bun din România, care este stat membru al Uniunii Europene și asta este foarte important, că și noi avem o aspirație europeană. Și mă bucur foarte mult că ai amintit despre acest aspect european al unei colaborări bilaterale și trebuie să, cu adevărat, sunt de acord să ne bazăm pe această realitate și politică și socială nouă. Sergio? Eu voi încheia spunând că prin tot ceea ce facem trebuie să ne gândim că avem un traseu, o rută, care are câteva stații. Prima stație se cheamă transparență, 2 cunoaștere, 3 dialog, 4 proiect, 5 rezultat. A fost o lecție de marketing de Sergiu Dan, care... Da, nu mă pricep la bani și astea, dar
Sper să vă plăcut foarte mult. Ar fi un titlu de carte, Sergiu Dan, cum să ajungem la cooperare bilaterală productivă. Mulțumesc, stimați prieteni, pentru că ați acceptat și ați venit la Radio Cernăuți. A fost cu domniile voastre jurnalistul Marin German. Mulțumesc celor de pe Facebook care ne văd acum. Mulțumesc și noi. Celor de pe bookpress.eu care ne ascultă în direct. Și acum vom încheia în primul rând, vom dispărea în primul rând de pe Radio Cernăuți, iar apoi, după câteva clipe, vom dispărea și de pe Facebook. Nu avem încă un algoritm fix al acestei operațiuni, suntem în premieră, însă așa, în premieră, încercând, ca și aici, ca și în relațiile bilaterale, sperăm că vom ajunge la un algoritm al păcii și al colaborării. Mulțumim pentru atenție și o zi frumoasă în continuare. Fii român adevărat cu Radio